Am întâlnit o persoană importantă pe internet. Eu și următoarea noastră invitată avem împreună 1.000.000 și vreo 8.000 de urmăritori pe TikTok. Adică ea are 1.000.000 și eu am 8.000, dar trag tare să vin din spate. Care e povestea ei și cum a ajuns aici, ne spune chiar acum Lorena Vișean. Bine ai venit, Lorena. Bine v-am regăsit, bună dimineața tuturor. Hai că mai am puțin și eu. Da, mai ai foarte puțin, adică... Cât ți-a luat ție să ajungi la 1.000.000? Păi, am început inițial în 2015, okay. Doar că nu m-am ținut atât de serios, adică am postat 2-3 TikTok-uri la 2-3 luni și după am continuat cu Instagram-ul și YouTube-ul și pe parcurs, când a venit pandemia, am zis, ok, cred că mă distrez mai mult pe TikTok și ar trebui să fac clipuri pe TikTok și cam în 2 ani, 2 ani jumate, aproape 3. Ai făcut 1.000.000, da. În aproape 3 ani. Da. Dude, asta este, deci credeți-mă, asta e o mega performanță, eu mă chinui de... Mă chinu și eu de vreo 2 ani. Mă rog, haide, tate, nu mă țin serios. Nu fac în fiecare zi. Te spun că asta trebuie să faci, nu? Da, secretul este să postezi zilnic. Să postezi cam 2-3 TikTok-uri zilnic. Dacă postezi unul la o lună, nu. Nu o să te ia în seamă algoritmul TikTok-ului. Ok. Dar cum erai tu înainte să te apuci de TikTok? Cum era Lorena? Mai sinceră să fiu, cumva pe mine m-a ales online-ul decât să-l aleg eu pe el. Eu îmi doream tare mult să fiu cântăreață. Îmi doream să fiu actriță. Cumva tot cu lumea asta cochetam. Dar, nu știu, am descoperit rețelele sociale, mi-a plăcut foarte mult ceea ce se întâmplă acolo, să postez, să fie auzit, să fie văzut. Și simțeam eu că înăuntru meu am un mesaj pe care vreau să-l transmit. Și atunci, cumva lucrurile s-au așezat și asta s-a întâmplat, 1.000.000. Dar, bine, tu zici 1.000.000 de oameni, dacă stai să te gândești, sunt... Sunt foarte mulți. Sunt păi... 20 de stadioane, nu știu. Da, uite, să știi că eu niciodată nu mă uit la urmăritorii mei ca la niște cifre, să zic, da, 1.000.000 de urmăritori. Sunt conștientă că în spatele lor sunt oameni și acei oameni, cumva, eu am crescut alături de ei și alături de mine și cumva suntem o a doua familie acolo. E foarte frumos ce se întâmplă. Păi și faima asta din online se transferă și în viața de zi cu zi? Te întâlnești cu oameni pe stradă, faceți poze, nu știu, te întrerup când mănânci? Să știi că da, se întâmplă. Deși la început a fost foarte ciudat, adică nu mă așteptam să vină oameni la mine să-mi ceară o poză sau să mă întrebe anumite lucruri. Și era super dubios, nu știam cum să reacționez. Însă este un sentiment foarte frumos să vezi că oamenii chiar îți recunosc munca și vin și te apreciază pentru clipurile pe care tu le postezi. Apropo, hai să le spunem oamenilor ce tipuri de clipuri postezi tu. Păi, sinceră să fiu, de la faptul că mi-arăt viața, efectiv vin și le arăt și părțile frumoase și părțile urâte, pentru că până la urmă viața nu este perfectă. Și încerc să exprim cât mai multă pozitivitate, mereu să se axeze pe faptul că chiar dacă tu ai un moment greu în viața ta, să vezi lucrurile frumoase, mereu să vezi partea pozitivă a lucrurilor. Dar fac și trenduri, precum dansuri, tot felul de, nu știu, filtre care se tot folosesc pe TikTok. Dar e important, deci e chestia asta pe TikTok pentru cei care nu sunt acolo pe aplicație, din când în când mai apare cât un trend, adică face cineva cunoscut. Da. O chestie, ori un dans special, ori, nu știu, o glumiță de un anumit tip și cumva o preia toată lumea și fiecare face în felul lui, nu? Exact, da. Cumva tu trebuie să urmărești întotdeauna trendurile, să fii constant, să urmărești zilnic tot ce se întâmplă pe TikTok și automat tu să faci trenduri, doar că atunci când faci trenduri trebuie să-ți pui cumva amprenta ta, să fie ceva al tău, pentru că altfel nu o să se viralizeze, o să fie efectiv o copie. E vreun trend care ți-a rămas în minte din astea pe care le-ai făcut tu? Mamă, sunt o grămadă. Aș putea spune cel cu Wednesday. Dansul, așa, clar, da. Cu mâinile. Este un nou filtru acum să arăți că fiecare clip poate să fie, sau nu poate să fie un album. O copertă de album? Da. Ei, asta vreau să văd. Stai un pic, hai să vedem dacă avem clipul de la tine. Okay. Că le-am rugat pe colegele mele să ne dea clipul tău în care ai făcut trendul ăsta, în care din orice clip pe care l-ai tu în telefon, încerci să vezi dacă poți să faci o copertă de album. Da. Ia să vedem. Proof that not everything can be an album cover. Toate, deci toate zici că sunt super mega coperți. Știi că mi-a plăcut foarte mult trendul pentru că eu în copilărie, cum ți-am zis mai devreme, îmi doream să fiu cântăreață și atunci am zis, ia uite, cumva aș putea să-mi lansez un album, cumva. Ce să vezi, și noi ne-am dorit să fim cântăreți, lui Lili iese nouă mai puțin, dar am încercat și noi trendul ăsta, vreau să ne dai o notă, hai să vedem și clipul pe care l-am făcut noi la Vorbește Lumea. Sunt curioasă. Prove that not everything can be an album cover. Before I die, I'd like to do something nice. Take my hand and I'll take it for a ride. Deci este... Sincer,
100% v-a ieșit. 10 plus, mi-a plăcut foarte mult. Și acolo cu mașinuța, la început când v-ați bătut voi, foarte tare, bravo. Mulțumesc. Ar trebui să faceți TikTok-uri zilnic, eu chiar vă susțin. Și ar trebui să-i mulțumești lui Tommy pentru mașinuța, că i-a împrumutat-o. Mulțumesc, Tommy, pentru mașinuță și să știți că a fost munca departamentului de TikTok de la Vorbește Lumea, adică eu. Atât. Cu cine te înțelegi? Bravo! Cu cine te înțelegi cel mai bine dintre oamenii de pe TikTok, dintre influencer până la urmă? Sincer, mă înțeleg bine cu toată lumea, dar să zic că cea mai apropiată persoană pe care o am în viața mea este Luis, cum l-ați văzut și în trendul respectiv, sau Mimi. Da. V-am văzut și la Londra ați fost împreună de curând. Da, călătoresc foarte mult cu Mimi și foarte mult mă distrez cu Luis aici în București, pentru că el este foarte leneș și nu prea iubește să călătorească. El doar spune că vrea să călătorească, dar apoi leneș. Că e cel mai... Deci, sunt oameni care poate se gândesc acasă, bă, vreau și eu să ajung sau vreau și eu să fac chestia asta, e fun. Care e cel mai important sfat pe care l-ai dat cuiva care vrea să se apuce de TikTok? În primul rând să facă întotdeauna ceea ce îi place, adică să nu o facă doar pentru că este un trend. Și dacă îi place foarte mult chestia asta, să fie constant, să posteze zilnic. Și chiar dacă unele lucruri nu se viralizează din prima, să nu-și piardă speranța, să nu fie supărat că nu s-a viralizat un clip, ci să continue să facă lucrul ăsta. Ce faci în 2023? Ce proiecte ai? Vreau să călătoresc și mai mult. Vreau să ajung să colaborez cu diferiți creatori de conținut din străinătate și poate să ajung la 2 milioane. Să fie 2 milioane, mamă. Da. Eu vreau să-i arăt Lorenei câteva clipuri de ale mele, să vedem cum putem să le facem să aibă mai multe vizualizări. Okay. Căutați-mă și voi, sunt The Șurubel pe TikTok, pe Lorena Vișan deja ați căutat-o și ați găsit-o mulți dintre voi, dar puteți să mai dați aia de acolo și follow. Mulțumesc mult. Îți mulțumim.